Ghiț era trist că la școală a primit nota 2 și dintr-o dată a găsit pe jos niște bani pe care i-a luat și i-a dus acasă, cumpărându-și un joc de pe G2A, devenind astfel fericit. Așa că fii fericit, fii ca Ghiță, cumpără jocuri de pe G2A cu linkul și codul în descriere și o să primești 3% cashback. All bets on sports! One is bad! Huge winnings! One is bad! High odds! One is bad! Fast pay! One is bad! Bookmaker Company. Linkul e în descriere. Hey, salutaturilor și bine v-am găsit episod. Astăzi, fraților, a venit momentul să testăm ultimul produs pe care l-am primit ca să-i facem unboxing și review. Este vorba de acest microfon Razer Siren X. E foarte bun pentru streaming și vreau să văd cât de bun e. Dacă e mai bun decât microfonul pe care l-am eu la momentul de față, dacă s-ar merita să-l cumpărați dacă vreți să vă apucați, de exemplu, de YouTube sau să vi-l luați pentru radio sau pentru televiziune sau nu știu ce vreți să faceți voi cu un microfon de studio. Este genul acesta, să cântați chiar la unul de el, la unul ca ăsta, dar nu cred că e pentru cântat, eu mai mult cred că este pentru gaming. De aceea o să-l testăm în programul nostru pe care îl folosim în fiecare zi, OBS Studio. Dar înainte de asta, hai să-l deschidem. Desigur că e degeaba să tragi din limbuța și asta pentru că oricum nu o să se deschidă această cutie de la limbuță. Trebuie să căutăm acum scociu de unde să scoatem microfonul. Tragem de asta, să am grijă să nu cadă microfonul, pentru că cred că din toate chestiile astea microfonul e cel mai scump. Așa, ridicăm. Bă, ce mic e microfonul, frate. Ăsta e microfonul. E mai micuț decât microfonul pe care l-am eu. Și eu am un Samsung C01U Pro. Dar e ușor. Arată ca un microfon Rode sau ceva. Ca un microfon foarte, foarte cunoscut mie. Așa, ridicăm cutiuța asta de aici. Tot e un material antifonic, ceva de genul acesta. Dar să-l pun pe masă, desigur. Aici avem cărțulia. Și stickerile, desigur, cred. Aici avem USB-ul, marca Razer, care este mai solid decât celelalte. Aici are jack-ul pe care îl pui în microfon și ăsta pe care îl pui în calculator. Este microfon USB, înseamnă că, și ceea ce e foarte, foarte tare, pentru că nu o să trebuiască să cheltui bani ca să cumperi o stație pentru microfon. Și ăsta e stand-ul. Un stand foarte greu. E greu stand-ul acesta. Pe ăsta pui microfonul, uite, în felul acesta. Dar nu, că e cam prea micuț. A, nu, uite, are aici un prelungitor. Așa, am cam scos tot din cutie. Am găsit chestiuța aceasta. Asta cred că o pui aici la microfon. Din imagine parcă arată mai mare microfonul acesta. Nu mă așteptam să fie așa micuț. Că e mai micuț decât microfonul pe care l-am eu. Și e mult mai ușor mic decât microfonul pe care l-am eu. Adică doar uitați-vă ce ușor e. Am văzut că unii și-au luat înainte microfon la Razer. Și se auzea chiar destul de nașpa, adică se auzea mai încet, trebuia să stai cu microfonul în gură, dar credeți-mă că pe un live stream lung să stai cu microfonul așa e foarte incomod, adică să stai mereu să miroși plasticul acesta. Dar unii s-au jertfit. Așa, ăsta e foarte greu, ceea ce e bine că nu o să sară microfonul din fața ta sau în caz că lovești pe masă să nu o să zboare sau ceva. Învârtim microfonul pe standul acesta. Și după o să avem un microfon pe un stand. Zic că nu recomand standul acesta, dacă vreți să vă cumpărați microfon de studio, cumpărați-vă un braț, așa cum vedeți pe livestream-urile mele, pe episoadele mele, un braț de microfon e perfect, nu sunt foarte scumpe, dar și ăsta e foarte bun. Doar că de la ăsta se aude foarte tare tastatura, pentru că tu o stai pe masă cu el, tastatura în față, de exemplu, și mouse-ul, și o să se audă toate sunetele din părți. Pentru că ăsta e microfon care percepe toate sunetele. Uite așa, e microfonul, îl învârți așa cum vrei tu. Ar arăta super sexy pe un braț de microfon, mai ales pe brațul meu, în față la mine. Aici cred că microfon are chestii de volum, să dai microfon mai tare, mai încet, uite aici. Și are un buton de microfon în care îi dai mute sau îi dai unmute. În caz că vine măta, îți spune să stingi calculatorul pentru că e timpul să înveți, că nu ți-ai făcut temele pentru școală. Tu ai pus pe mute în timpul livestream-ului sau în timpul episodului, nimeni nu a auzit.
După ce termin discutat sau după ce termin maica ta de discutat, l-ai prins înapoi și continui livestream-ul sau episodul. Sau după te duci și plângi, pentru că îți interesezi să mai stai la calculator. Cine știe. Așa, mai avem încă un USB, doar astea le primești în cutiuță, un stand, un microfon foarte ușor, habar n-am cât costă, puteți voi să căutați, să vă uitați pe linkul de descris la GameStop.md, la GameStop.md, să vedeți cât costă microfonul la ei și desigur dacă doriți puteți să-l cumpărați, pentru că în Moldova multe microfoane de studio nu prea se vând. Dacă au microfonul acesta în asortiment, e foarte tare. Acum facem testele, vedem dacă se merită. Dacă vă place și faceți voi concluziile, la ce produs v-a plăcut, la ce produs, v-ați dori și, desigur, dacă vreți, strângeți bani, le cumpărați și așa mai departe. Eu din ce am testat până acum, cel mai mult aș dori căștile, acum jos văd dacă mi-aș dori microfonul, mouse-ul e destul de ok, e foarte confortabil și așa tastatura. Să fi fost tastatura un pic mai... Silent avea să fie perfect, dar merge și așa. Momentan nu plănuiesc să-mi iau tastatura, căștile plănuiesc să-mi le iau, chiar dacă nu am bani. Da, strâng eu. Așa, ăsta îl băgăm în microfon, momentan nu știu unde, cred că undeva pe în spate sau jos sau sus. Uite, are aici jack jos. Uite, are aici pentru microfon, are și intrare pentru căști. Îți pui căștile în microfon și tu deja auzi sunetul direct de microfon. Vezi cum te aud ceilalți, adică tu auzi sunetul primul. De exemplu, vorbești microfon, ți-ai pus căști, la mine microfonul tot are chestia aceasta, doar că nu vreau să stau cu microfonul în căști, mai ales că stai la braț și jack-ul ăla e ocupat. Așa, dar în caz că tu vrei, îți pui căștile în microfon și asculti sunetul direct din el. Uite așa, ăsta îl pui în microfon, ăsta îl pui în calculator. Atât. Foarte, foarte simplu. Hai să vedem de ce este în stare acest microfon. Și pentru acest review mi-am luat căștile la Razer pe cap ca să apreciem sunetul la maxim, cu izolație fonică, cu sunet foarte bun și să putem compara la maxim sau să compar la maxim ambele microfoane. Samsung C01U de $100 și Razer care cred că este două ori mai scump. Dar hai să vedem care din ele e mai bun sau dacă este vreo diferență între ele. Eu desigur că aș apela la un microfon de $100, dar deja în caz că aveți buget mai mare sau doriți să aveți setup full Razer, v-ați luat un microfon, v-ați luat un mouse Razer, tastatură Razer, un mousepad Razer, tot la ce am făcut eu unboxing, e foarte, foarte șmecher. Dar hai să vedem dacă ce e scump e și bun. Așa, hai să vedem microfonul meu cum se aude. Pentru început intrăm în OBS Studio, dăm microfonul aici în jos, așa, și o să facem o mică înregistrare. Așa, hai, începem, dau switch de la sunetul de la microfon, nu cel la microfon de la căști și hai să înregistrez. Deci, cam așa se aude sunetul pe microfonul meu Samsung C01U. Atunci când scriu microfonul înregistrează aceste sunete. Nu știu dacă se aude prea tare sau prea încet. Acum și o să vedem. Așa se aude microfonul meu, microfonul pe care îl folosesc în fiecare zi și o să-l folosesc încă mult timp. Se aude ca de fiecare dată, adică îl folosesc în fiecare zi, deja sunt prins cu sunetul lui. Se aude cu bas, se aude foarte curat, foarte clar, fără sunete de fundal, ceea ce e bestial. Sunetul la tastatură se aude, nu foarte tare, pentru că nici tastatura nu se aude foarte tare, dar desigur că se aude pentru că microfonul interceptează toate sunetele din jur, adică nu este unidirecțional ca să înregistreze sunetele doar dintr-o singură direcție. El înregistrează din mai multe direcții. Acum hai să vedem microfonul de la Razer, îl punem aici în calculator, îl băgăm în USB, s-a prins acest mic microfon de aici. Aici este logo la Razer care nu luminează. Este microfon la Razer care luminează logo-ul, dar la ăsta văd că nu luminează. Primul minus pe care l-are acest microfon este că e foarte micuț. Adică, uite, eu sunt sus, microfonul e jos, deja sunetul la vocea mea nu o să se audă foarte tare. Din cauza că microfonul e jos. Hai să-l întoarcem un pic, uite așa.
Oricum, trebuie să-l ții cumva în mână. Hai, eu să-l țin așa atunci. O să-l pun pe masă întâi, să văd cum înregistrează așa, cum ar fi normal, cum l-aș ține eu. Uite, eu așa îl țin, de exemplu, da? Fac live. Nu am braț pentru acest microfon la Razer. Să presupun că nu am microfonul acesta. Eu sunt deodată cu produsul la Razer. Deodată cu căști, deodată cu mouse, deodată cu tastatură. Eu sunt Razer fanboy, da? Punem microfonul aici, că înregistrez cu sunet la Razer. Razer Siren X aici. În OBS s-a setat microfonul la Razer deja. S-a zis microfonul Razer și hai să înregistrăm. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, fraților. Înregistrăm acum cu microfonul nou de la Razer, numit Siren X. Vreau să apreciez sunetul lui, cum se aude, cum se aude tastatura pe acest microfon și cum se aude microfonul în general, dacă mă aud eu bine sau dacă nu mă aud eu bine. Închidem înregistrarea. Pentru început vreau să mă aud dacă sunetul e tare la microfon. Să ascultăm nivel. Da, nivelul e normal, nivelul pe care l-am eu la microfon la Samsung, 86%. Știți ce e ciudat? Microfonul chiar se aude foarte bine. Chiar dacă stai la distanța aceasta, are un sunet foarte decent. Nu are sunete de fundal. Tastatura se aude la fel cum se aude și pe asta, poate chiar mai încet. Fiind, chiar dacă e mai aproape microfonul acesta de tastatură decât e microfonul acesta, dar ăsta se aude mai încet. Calitatea e foarte bine, vocea nu e schimbată. Desigur se observă efectele când lovesc în masă, când ating masa, chestii genul acesta, pentru că nu are nimic de șoc. În asta nu se aude pentru că are shock mount, are brațul și e protejat de chestiile acestea, să nu se audă masa sau să nu se audă alte chestiuțe. Asta e când am înregistrat eu pe masă. Hai să vedem când am pus microfonul mai aproape de mine. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit în episod. Astăzi, fraților, înregistrăm de primul microfon de la Razer numit Siren X și vreau să văd cum se aude. Momentan se aude chiar foarte, foarte bine. Băi, mie mi se pare că se aude chiar mai bine microfonul meu. Și am stat cu dânsul în gură aproape. Adică dacă să-l pun la distanță mai mare cum e la ăsta, adică la distanță mai mare, eu pot să l-am ținut aproape, știi? Așa, aproape. Se aude foarte bine, calitatea e foarte bună. Se aude foarte realist. Dar fără bas, fără efecte. Dacă să mai ascultăm încă o dată cum se aude Samsung C01U, care și costă mai puțin decât microfonul acesta, am putea observa că acolo se aude vocea un pic mai cu bas, mai de radio, știi? Aici cred că trebuie să mai faci efecte sau să schimb volumul. Cum stă de la distanță, cum o stă de la distanță microfonul, se aude foarte bine. Foarte bine se aude. Dacă să-l mai pui pe un braț, să-i faci unele efecte, să-i bagi unele filtre din OBS sau poate dintr-un alt program, s-ar auzi perfect microfonul acesta. Înseamnă că ăsta e ceva microfon mai nou, nu-i microfon vechi, că știu că tot un YouTuber din România și-a luat microfon la Razer și stătea foarte aproape de el și nu se auzea nici cum trebuia. Ăsta văd că se aude foarte bine. Dacă m-ați întrebat dacă aș alege microfonul acesta, poate l-aș alege pentru că arată fain, arată sexy. Ăsta arată un pic mai nașpa, mai low budget, dar calitatea e la fel. Nici nu-ți dai seama ce microfon și care microfon. Adică mie să-mi dai sunet la Razer, Siren X și după sunet la Samsung, eu nu cred că l-aș diferenția. Eu pur și simplu acum pot să le diferențiez pentru că le folosesc, dar așa diferența e foarte, foarte mică. Desigur, microfonul ăsta arată destul de bine, are potențial, e fain, n-ai nevoie să stai cu el în gură că să te auzi cum sunt alte microfoane, da, Behringer? E super fain, mai ales uite, dacă stai cu dânsul pe masă, nu-ți faci nicio grijă, pur și simplu o să te auzi ca un pic mai departe, dar dacă îl tragi mai aproape de tine sau îți faci așa un mic stand că stea mai aproape de tine, va fi perfect, cred. Microfonul ăsta e bun. Îi dau un 9 pentru că e brand și desigur că ar fi fost fain să fie la un alt nivel, să nu fie
omnidirecțional, să fie unidirecțional, ca să nu interceptezi sunetul de la tastatură sau de la mouse și chestii genul acesta. Foarte bun microfonul, foarte buni căștile, foarte buni toate produsele pe care le-am testat. Scrieți în comentarii voi ce produse v-ați dorit din toate review-urile pe care le-am făcut zilele trecute, zilele acestea. Și dacă mai doriți review-uri, dați-ne un like să fiți susținut această serie, pentru că vom primi mai multe produse, va fi cât mai tare și o să încerc să fac și eu clipurile cât mai șmechere, ca să vă placă și vouă, atât și mie. Microfonul ăsta foarte bun. Nota 9, v-am zis. Poate chiar și un 10. Un 10 acolo cu minus, dar e foarte, foarte bun. Butonul ăsta, dacă îi dai mute, unmute, volum, nu știu ce pe aici, poți să mai umpli la volumul ăsta de la microfon, ca să te auzi mai bine. Deja, eu v-am zis, asta e prima impresie, nu am stat să-i fac efecte, pentru că n-am nici efecte nici pe microfonul meu, așa că nu are sens să fac efecte nici pe microfonul acesta. Deci, eu vă recomand toate produsele pe care le-am deschis, pe care le-am testat. Aveți link-ul la GameStop în descriere, treceți pe acolo pentru că au un asortiment foarte larg de produse, o să găsiți acolo ce vă doriți sau deja o să vă găsiți ce vă doriți în viitor, pentru că postează în fiecare zi câte un produs nou. Așa că noi vedem data viitoare, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Streamcraft. Pa, pa, toți! Pa, pa!